Bună ziua! Bună ziua! Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Bine v-am găsit! Am venit pentru că sunt două sărbători frumoase. Corect? Da. Și una dintre sărbători este ziua dumneavoastră. Da. Este o zi foarte importantă pentru unii oameni și aveți o vârstă de 25 de ani. Da! După de mai 25! După cifre coincide. Da, așa că am venit cu drag de la unii oameni și dumneavoastră o să-mi spuneți ce ne puteți vă fac aceste surprize minunate, pentru că într-adevăr vă iubești foarte mult. Și o să încep cu acest buchețel de flori până ne spuneți bine, vă rog frumos, este destinat faci soțul meu, da? Pentru dumneavoastră. Aici tot, cum v-am spus. Soțul, copiii, da, nu-s acasă. Poți să iei, da. Și desigur, șampania este din partea noastră, din partea companiei surprize la ușa, da? Mulțumim frumos. Și totuși o să-mi spuneți, în afară de soț, cine poți vă mai face surpriză? Și copiii. Dacă ați spus. Valentin și... Vasia. Cei doi flăcăi dumneavoastră. Da. Să spunem că aveți trei flăcăi, pentru că este soțul dumneavoastră și doi stâlpi, da, familiei, da, da, care vă iubesc foarte mult. Ar fi vrut să vină lângă dumneavoastră, să vă îmbrățișeze, da, să vă spui cât de tare vă iubește și să fac sărbătorile împreună cu dumneavoastră, pentru că s-au dus la o viață mai frumoasă, vă facă... Să-și facă ei viitorul și să facă și soțul viitorul copiilor nevoastră. Pentru că deja sunteți destulată, că aveți cei mai dragi copii. Asta este cel mai important. Așa că venim din partea lor cu multă sănătate să aveți. Să aveți tot ce este mai frumos în această viață. Eu cred că tot ce este mai frumos este sănătatea și tot ce este mai frumos pentru copii, da? Pentru asta și trăim. Noi vă urăm multă sănătate și noi din partea surprizelor ușa ta. Cât mai mult, mai repede să aveți o revedere cât mai curând, da? Ce vă spun plan să devii realitate. Și o să vă las acum să-i lăsați lor câteva cuvinte, pentru că ei așteaptă la sigur de la dumneavoastră ceva frumos. Te mulțumesc din suflet, să vei Dumnezeu să cântați, să departe de grijă și să întoarcă sănătoși ai acasă și să nu uite de mămica niciodată. Mămica e una, nu sunt mai multe, numai una. La fel și tot. Ei, soțul, dă-mi soțul, s-a mai apoi, dă-mi. Aveți emoții, o să le spuneți mai mult în particular. Ești normal. Noi vă spunem să aveți o zi frumoasă, să aveți sărbători luminate și așteptați pe cei dragi acasă, oricând n-ar veni. Mulțumim din suflet. La mulți ani. Mulțumim.